Legumele bio sunt tot mai căutate nu doar pentru gustul lor, dar și pentru că nu sunt tratate cu pesticide și alte substanțe chimice. Maria și Tudor Darie din satul Chetrosu, raionul Drochia, cultivă legume în sistem bio. Ce tratamente aplică plantelor astfel încât să obțină o roadă bogată, aflați în emisiunea de azi. Verile tot mai secetoase îi determină pe agricultori să caute culturi cu perioade scurte de vegetație. Muștarul, o plantă mai puțin cultivată în țara noastră, începe să prezinte interes pentru antreprenorii noștri. Mihail Cerguța este de părere că agricultorii trebuie să se orienteze spre culturi ce sunt solicitate nu doar pe piața internă, ci și pe cea externă. Fermierul cultivă acum muștar și salvie, iar produsele derivate din acestea le exportă peste hotare. Detalii pe parcursul emisiunii. O fermă de iepuri cu sistem super intensiv de creștere a urecheaților a fost creată de un profesor universitar specializat în medicină veterinară. Dumitru Mațenco este unul dintre puținii zootehnicieni de la noi care a reușit să dezvolte o astfel de fermă în domeniul cuniculiculturii. Amănunte în emisiunea Pământ și Oameni. Pe timp de vară, atenția gospodarilor este focusată pe îngrijirea grădinilor. Ca să dea o culoare și un aspect mai deosebit curților și grădinilor, meșterul sobar Mihai Vasilache din Șerpeni, Anenii Noi, s-a reprofilat și construiește decorațiuni de grădină din beton. Tehnologia o aflați la final de emisiune. Cultivă legume ecologice în serie de mai bine de 20 de ani. Legumicultorii Maria și Tudor Darie, ambii agricultori de profesie, au hotărât să crească legume bio, întrucât nepotul lor devenise alergic la legumele cumpărate de la piață. Au mers în mai multe țări europene, unde au studiat cum se cresc legumele bio. Inițial, au construit o seră mică, iar acum solariile se întind pe o suprafață de 40 de ari, unde cresc roșii, castraveți, ardei, dovlecei, vinete bio. Pentru a cultiva produse bio, fermierii folosesc exclusiv îngrășăminte naturale. Nu utilizează pesticide sau alte substanțe chimice, ci folosesc doar extracte vegetale, pe care le prepară personal. Pe lângă rolul biostimulator de întărire a sistemului imunitar al plantei, extractele vegetale acționează și ca insecticide și fungicide și resping dăunătorii care invadează plantele. Ca să crești legume ecologice, trebuie să fii fanat și să-ți placă la nebunie. Fiindcă e un lucru foarte minuțios și tot manual. E ca la noi în seară aici, e plivit deja, de 5 ore e plivit. E ca vedeți, asta e cenușa. Când plantăm inițial din vazoane, la fiecare punem coajă de ceapă, de subt, urzică vie, dar urzică și urzică e gata, e dizolvată. Și urzic, și cenușa. Cenușa o punem deasupra. Din cauza că cenușa are mult caliu, ea are multe microelemente, dar cenușa cel mai bine pentru caliu, pentru coacere. După asta, după o lună de zile, începem cu măceratul de urzică. Îl punem în butoia să-l vezi, miroasă. Nu chiar atât de... Da, în schimb, e sănătos. Punem urzic păpădie, l-am macerat și coada calului și îi punem la macerat și după aceea o dizolvăm și prin irigare o dăm. Asta compoziție e îngrășământ. Pe frunze, îi dăm 9 litri de apă, 1 litru de lapte, 30 picături de iod și un pachetel de cet boric din farmacie. Îl dăm. E îngrășământ
și plus de asta e și fungicid. Odată pe lună le spălăm cu apă cu marcanțovcă, le băiem. E ca îngrășământ și ca fungicid pentru boală și dezinfectant. Toamna înainte de bază dăm organică, 40-50 toni la hectar. Băligari de vită, de oaie și cu de găină, de pasăre. Și asta e toată fertilizarea la noi. Noi am testat mai multe metode de apărare, dar în ultimul timp noi irigăm toată ziua, cât e cald, noi irigăm, fiindcă irigând se mărește umiditatea aerului în seră și se răcorește. Aersirea noi am făcut-o pe funduri, tot căldura se ridic sus. Am testat diferite lungimi de seră, pe lungime. Ne-am oprit la lungimea 27 de metri, maxim. Geamurile de 1,80 m, două părți, 2 metri până la suport și geamurile de 1,80 m, fiindcă toată căldura e pe sus. Am amplasat serile de la nord la sud, cu toate vânturile de la nord la sud. De aceea noi nu avem probleme cu căldurile așa mari, fiindcă serile sunt scurte, aerația se duce și irigăm. Irigând, umiditatea aerului se mărește în seră și se răcorește. Iată așa luptăm. La roșii undeva am avut diferiți ani, dar plus minus în mediu 5 kg, 6 kg, asta e minim de pe o plantă. Începând din luna iunie și până la sfârșit de octombrie, cu metoda tradițională poți să mărești roada, că ecologic nu capsă roada ca în tradițional. Cu brațele de muncă e problemă din an în an și mi se pare că o să fie încă mai. Fiindcă populația a îmbătrânit, cei tineri au plecat, noi nu avem posibilitatea să le plătim lor cum le plătești în Europa pe ceas 10 euro ori cât le plătești lor acolo. Nu sunt aceleași prețuri, nu sunt aceleași venituri. Am avut o echipă de 7 persoane care au muncit 17 ani la noi. Da, deja au o vârstă, au 80, știu, 80, o parte decedat, înțelegeți cum e. Suntem agronomi de specialitate, am lucrat toată viața în gospodăria colhoză cum era. În 1998, când s-au desființat colhozurile, ne-am hotărât să nu plecăm peste hotar având 3 copii. Să rămânem aici și ne-am luat pământul în proprietate privat, cum s-ar spune. În 2000 am început cu serele. Inițial am început cu o seră de 4 soci, de 4 ari. I-am prins gustul și încet, încet ne-am extins. La moment avem 40 de ari de seră. Sunt solarinul, seră când nu se încălzesc. Am convenit la aceea că cel mai bine e să crești legume în câmp protejat. Dacă în teren protejat cât de cât poți obții roada planificată, nu 100%, dar 80% sigur, în câmp deschis, nu poți. Aici avem roșii, creștem castraveți, ardei, varză extratimpurii, creștem unele seri, le ducem în două cicluri, unele le ducem chiar în trei cicluri, unii creștem și rasadul. Solariile la noi nu se încălzesc niciuna, încălzim unica care creștem rasadul pentru solarii. În primul ciclu, pe urmă, creștem rasadul pentru câmp deschis și a treilea ciclu punem roșii pe toamnă. Astea roșii ca atare începem sămănate la 2 februarie. E făcut transplantarea la 29 februarie, îs plantate la 28 martie. O tehnologie aparte avem, fiindcă noi preparate chimice nu folosim de fel, noi creștem tot natural. Am fost și certificați eco. Și asta îmi place, eu fac ceea ce îmi place și eu fac cu dragoste. Thank you.
Gospodăriile din raionul Criuleni cultivă cu iscusință o cultură mai puțin cunoscută, dar care a început să fie răspândită pe terenurile agricole din țară. Muștarul este o plantă cu creștere rapidă și un condiment folosit în industria alimentară. Muștarul poate fi cultivat cu succes și în condiții climaterice secetoase, întrucât are un sistem radicular puternic care joacă și un rol important în prevenirea eroziunilor terenurilor, dar și menține fertilitatea solului pe termen lung. Agricultorul Mihail Cerguța din Bălțata susține că are un venit de 2-3 ori mai mare în urma cultivării muștarului și a salviei decât avea atunci când cultiva cereale. Semințele de muștar și uleiul de salvie de la Criuleni sunt destinate exportului și vor ajunge în Franța. Pe parcursul activității, totuși, am mai schimbat puțin culturile, deoarece dacă mergem pe direcția grâu, orz, porumb, floarea soarelui, deci departe nu plecăm. Culturile noi care le-am introdus în asalament, muștarul, care îl vedeți acum, e o plantă care seamănă în primăvară. La data din 1 iulie, încă nicio cultură nu aduce venit. În 2020 a ajuns la prețul de 2000 de euro tona, asta 40.000 de lei un hectar. Avem contracte directe cu exportatorul, deci semința ne-a acordat-o dumnealor, garanție sub contract de cumpărare-vânzare, și deci suntem liniștiți și noi, ca producători, că avem unde da marfa. În primul rând, eliberăm câmpul foarte repede, da? Ne dă voie să prelucrăm solul, deci avem perioadă de timp. Dar totuși, cel mai principal este totuși vinitul. Fiecare plantă este albină. Cu toate că în jur aici n-am văzut niciun stup de albin pus undeva. Totuși, în Moldova foarte puțin vor să ocupe cu așa cultură. Eu totuși cred că principala problemă este toate culturile acestea, aceeași rapiță, muștarul, șalfeiul, ele sunt puțin mai finuți. Dacă nu ești atent, dăunătorii în 48 de ore nu rămân nimic aici. Dăunătorii la, deci e ca și albina, acum dăunătorii tot n-au ce mânca. Și unde văd floare, acolo se așează. Deci eu am astăzi, ieri nu erau, astăzi am găsit careva din dăuntări, de cum agronomul șef trebuie să apară până de seară, să vedem ce. Aici va fi prelucrat solul, e foarte bun primărgător pentru toate culturile. Deci, în primul rând, el schimbă structura solului, are o rădăcină foarte, foarte puternică. În afară de aceasta, deci, dăunătorii de sol, el este iute. El curăță de dăunători solul. Este un primărgător foarte bun pentru grâne, pentru porumb, nu putem semăna floare după el, dar restul, orice cultură putem să-l semăna. Restul vegetale foarte ușor să descompun, viitorul îngrășământ la sol. Rădăcina ei pleacă până la 40 cm în sol. Aceasta ne mai scutește de o prelucrare adăugătoare la sol. Aceasta este plantele elitare. Ei se exportă ca semință. E o cultură care totuși are nevoie de fungicide, insecticide, erbicide, deci tot complexul de a păstra planta, a crește sănătoasă. Efectul culturii trebuie calculat nu numai pe anul acesta, și beneficiile care vor fi la anul viitor. Gospodăria, în afară de cultura rapiței muștarului, mai are o cultură foarte rară cultivată în Moldova, salvia. Aceasta este salvia anul 2, deci primul an ea se seamănă la un loc cu grânile orzul, da? După ce strânge orzul, se gătește planta pentru al doilea an. Trebuie să vie undeva la 1,50-1,60 m în înălțime. Salvia nu este, ca și muștarul, pretențioasă la sol. E crește pe toate solurile. Anii precedent n-am avut problemă cu bolile. Anul acesta, cred că tot s-a început până la masă ploua, după masă și a soarele. Și deci s-a pornit careva boli. Dăunători n-am avut niciodată, anul ăsta au apărut. Deci iarna blândă, cred. Iarăși este o cultură care schimbă structura solului. Rădăcina se duce până la 60-70 cm. Câmpul rămâne curat, deci combina strânge tot, ca cum strânge masa verde, lucerna, câmpul spade prelucrat, sub orice cultură. Iarăși, nu putem semăna muștar, rapiță și floare soarelui după ea.
Și asta e tot nou uitatul vechi. Deci pe timpul până anii 90, deci au fost 7 ori 8 uzine pe Moldova care extrageau ulei din mărar, din pântrăjel, din salvie, lavandzic, multe, multe culturi care se extrageau, toți pleca la export. Noi astăzi vrem toți să trăim bine, dar noi până să ajungem la un nivel de dezvoltare, oare să lucrăm, nu ce vrem noi, dar și cere piața. Vrem noi, nu vrem, trebuie să schimbăm cumva culturile, deci producerea, deoarece trebuie să lucrăm la cerere. Plantele sunt ca niște copii. Trebuie să o vieți în fiecare zi. Deși mai mulți antreprenori din țară au înființat ferme de iepuri, puțini sunt cei care au reușit să le mențină. Dumitru Mațenco, profesor universitar specializat în medicină veterinară, a dezvoltat o fermă de creștere a iepurilor în sistem superintensiv. Aici, reproducerea animalelor este efectuată prin însămânțare artificială și iepurii sunt bine alimentați ca să adauge rapid în greutate. Este o experiență curioasă și pentru studenții interesați de cuniculicultură și care vor să practice profesia de medic veterinar. Dragostea de animale am furat-o de la tatăl meu, care și el este medic veterinar, că am crescut în jurul animalelor, cu scheme de tratament, cu diferite tehnologii de creștere și, respectiv, după absolvirea facultății de medicină veterinară, am încercat să profesez această specialitate și, respectiv, am ales o specie de animale. Este un hibrid de carne, H+, dar avem așa, pentru a fi mai interesant, avem și alți hibrizi de alte culori în fermă noastră. Dar este, de bază este un hibrid de carne. Femelele au fost achiziționate din cadrul altei crescătorii care au fost importate din Franța. În crescătoria noastră se implementează un sistem super intensiv de creștere. Reproducerea se efectuează cu însămânțare artificială și avem la un ciclu de reproducere de circa 42 de zile. Practic în fiecare lună femeile devin nou gestante. Suntem specializați pentru carne, nu comercializăm animale vii, doar iepuri sunt supuși îngrășării. La vârsta de 78-80 de zile sunt sacrificați și respectiv carcasele pleacă la rețeaua de comerț din Republica Moldova. Toate cuștrele au fost confecționate de noi. De fapt, a fost preluat un model din Italia. Sunt în două nivele. Adică la primul nivel avem spațiile pentru reproducere sau pentru individuale, pentru fiecare femelă. După cum se observă și cuibul de fătare, înzestrat cu adăpătoare individuală și cu hrănitoare individuală. La nivelul 2 avem boxele individuale pentru fiecare puraș supus îngrășere. Adică, respectiv, tineretul după la vârsta de 45 zile este ridicat la nivelul 2, unde deja este individual. Iepurii, de fapt, sunt animale de grup și, respectiv, la vârsta de 2 luni, jumate, 3, apare lupta dintre sexe și, respectiv, apare și liderii de grup. Și toate aceste momente influențează negativ asupra dezvoltării iepurilor, pentru că sunt liderii care primii beneficiază de hrană și sunt, respectiv, nivelul 2 și 3, care nu au acces la furaje și, respectiv, nu pot obține acel spor zilnic la iepuri. Prin acest sistem de, sau model de cuști, putem profilacta apariția diferitor maladii. Eu cu tatăl meu, că suntem veterinari, facem întâi o inspecție la fiecare animal și, respectiv, fiecare de noi are linia sa de iepuri, unde fiecare deja cunoaștem fiecare mamă, fiecare puraj, unde zilnic, practic, monitorizăm consumul de hrană și consumul de apă, pentru că acești parametri ne indică starea de sănătate. Dacă în unele zile observăm un consum mai redus de hrană sau de apă, pentru noi este un semn că acest grup de animale sunt careva schimbări.
Sunt unele aspecte care, iarăși, foarte mulți proprietari nu le cunosc, fiindcă iepurile de casă, primele 10 zile după parturiție, și-a păstrat acel caracter de la iepurile sălbatic, fiindcă alimentează doar o singură dată în zi. Iepurile sălbatic, dimineața, de obicei, după care mama pleacă și vine altă mamă în câmp, să spunem. Acasă sau iepurile de casă își păstrează în timp de 10 zile, se alimentează o dată în zi. Și da, sunt mame care uită să vină a doua dimineață. Sunt cazuri care, dar aceste femeile sunt identificate și respectiv în scurt timp sunt eliminate din efectivul de animale. Anual beneficiem de subvenții, fiindcă se subvenționează și dobânda creditului și cu asta mulțumim, fiindcă statul ne ajută și ne încurajează și vreau să încurajez și pe alți tineri să inițieze, pentru că zootehnia este viitorul. Mihai Vasilache aproape toată viața a făcut sobe, iar în prezent, când oamenii cumpără mai mult cazane, sobarul s-a reprofilat și de mai mulți ani confecționează diverse figurine din beton pentru grădini, curți și parcuri. A cumpărat mai multe matrițe de turnare și a început să creeze figurine care să înfrumusețeze curțile gospodarilor. Havuzuri, ciuperci, ghiveciuri, siluete de păsări și animale, lebede, lei, iepuri, broaște țestoase. Cele mai solicitate sunt figurinele în formă de pitici, care își păstrează farmecul de personaje de basm. Ciupercile sunt cel mai simplu de confecționat, spune meșterul. Elementul de bază este un ciorap de damă, în care se toarnă amestecul de nisip, ciment și apă și se modelează forma dorită. După ce betonul se întărește, formele sunt vopsite în nuanțe cât mai vii și colorate. Tuleacă, bă, o lebădă, bă, și ea, bă, și ea, lantă, bă, le-am prins agrămădic, tuleacă. Asta e piatră care era râșniță înainte, care dau bătrânii la râșniță. Și eu ia că am îmbrăcat-o și fier, când trebuie să știu de foarte frumos, care oamenii le duceau de acasă, dar eu le duceam înapoi. Și ne-a plăcut. Mă mergem pe la oraș, vedem ba una, ba alta, ba frumusețe, ba ceilalt. Și am prins de la havuzul acela, am văzut cu piatră mai mare, nu, eu m-am gândit singur, am turnat aia, rotundurile și alea, am făcut, eu ne-am strâns de pe malul Nistrului, pietre mărunțele, eu le-am așadat acolo frumos, este matoraș care circulă apa tot timpul prin trânsul și încetșor am făcut havuzul și ăla, pe urmă m-am gândit, turnăm un leu, am turnat leul ăsta, tot așa, am pus matoraș acolo, tot așa, circulă apa pe dâns, pune în gură pe ișa. Este și cu țământ, este și cu clei făcut, diferite modele. Această lebede este făcută dintr-un ștergar mare, este făcut tot cu clei și țământ împreună. Și tot îl aștept câteleacă să întărește, îl întărește, iar îl ungi din când în când, îl ungi până ajungi la condițiile fele. Pe urmă și-a pui mai grosă, pui o sârmă frumos în coașe. Vrei mic, vrei mai mare, iaca, și-l am mai țuguiet. Această lucrare se numește ciupercă mică, făcută cu nisip, ciment. Și o prelucrăm în ștramp. Luăm ștrampul și prindem apunei în untru, în tren. Și tot așa mai departe, tot așa lucrare facem.
Aici e de dorit, pot spune și o sârmă în mijloc, ca să ții mai bine e. Dacă nu, eu o modelez, nu, fac o șpiercă. Iată. Și tot așa cum stă e, așa e acum ea muia, cu puie așa încet șurziu, iese o sucă, pe urmă cu vopsea, frumușelul, dă-i cum vrei, vrei mai groasă, vrei mai strică, vrei mai mare, diferite dimensiuni poți face în trend. E de dorit, poți și o leacă mai în diferite modele, nu trebuie numai decât și niete de niete de niete, sper că toată nu e niete, da. Este diferite modele. După ce se usucă, strampi scoți. El strampi ține numai că ține tot modelul sau ține așa grămadă. Pe urmă, cu vopsea o dă-i diferite modele. Este sură, albă, roșie, cum dorești. Tot am învățat singur. Iacă cu este am fost la Nistru, la Marjovară și la Caravela, la Culturii am fost cu dânsele. Dacă ai tragere de inimă, îți place. Dacă ai răbdare, faci și vrei.